N-am înțeles ce face poliția. L-a oprit pe unul în trafic sau l-a pornit din trafic. E clar că au folosit și sirena și luminile speciale. S-a trecut pe roșu. Dacă e din Telerman, se poate. E permis. Spăreau-se înregistrarea video ca probă. Să uit suficient că au văzut ei. Parte de ochii lumii sau ca să nu ocupe loc în trafic. Au ocupat trotuarul în schimb. Acum oamenii ca să treacă trebuie să-i ocolească. Și pe șoferul care merg la roșu, și pe șoferul cu epolet. E greu să faci ordine. Prea multe mașini în orașul ăsta. Pentru mers la roșu, sancțiunea știu că e gravă. Poate chiar să-i ridice carnetul, permisul. Dar de ce au oprit girofarul? Staționează într-un loc ilegal, creează situații de accident. Nebănuite scăile poliției. În
Valea Oltului. Ambele trotuare sunt ocupate cu mașini și oamenii trebuie să iasă pe carosadă. Aveți grijă în trafic, să nu încălcați legi și drepturi. A, mă bag eu, cât așteaptă tot. M-am popilat. Aici s-a întâmplat întâmplarea. Poliția era undeva, probabil, în spatele lui, sau staționa cumva. S-a văzut. Altfel nu știu cum o să demonstreze că el a trecut la roșu. Nu știu dacă o să meargă numai mărturiile lor. Că așa e loc de abuzuri. Oricând un polițist poate să zic că ai mers la roșu, că ești pieton, că ești șofer, te amendează și nu-și te lămurești. Du-și demonstrează că nu ești vinovat. Verde. Era cu numere provizorii, deci acela călătorește și hotare a dus mașina de afară, cel mai probabil.